Iar prins tupeu. Păi nu am dreptul, fraților, să prind tupeu. Nu am dreptul pe munca mea. Te salut, felicitări. Vă mulțumesc alor mei, vă mulțumesc din inimă care ați fost lângă mine. Vă mulțumesc din suflet. Eu te bucur, fratele. Bravo, fratele. Felicitări. Te caută ca VIP. Unde e Mustangul, trebuie să merg să-l iau. Ai văzut ce a zis Yamato? Am văzut ce a zis Yamato. Ce să mai zică și el dacă a venit ăsta așa cu pară îndărât? Ce să mai zică? Nu era normal și eu dacă eram în locul lui. E normal să zic la fel. S-a ofticat și el. Dar el s-a băgat cu capul. Nu e vina mea. Eu n-am avut intenție să mă iau cu Yamato sau ceva de gen. Și după ce s-a întâmplat chestia asta, a început el să... Felicitări, bro, mersi, Restean. Te pup, frumos. E normal ca unii dintre voi, că de asta am intrat și live, să zic. Odată ce Neveu câștigă sponsori, Ford Mustang, ești cel mai vorbit din România, e normal, sunt obișnuit cu chestiile astea, cu frustrările unor oameni, e normal să fie așa, fraților. Eu chiar nu mă supăr, ați văzut și voi. Eu știu în ce personaj sunt acum a intrat, înțelegeți? Când am intrat în sală, e normal, oriunde te duci în România, în cușcă, eu voi fi uiduit și cu oricine aș lupta, înțelegeți? Mi-am asumat asta din prima. Te pup, Claudiu. Mi-am asumat asta. Îți dai seama câtă lume, câți oameni, jumate din România, eu, aseară, i-am făcut să nu mai doarmă. Ofticați că am câștigat. Ei așteptau videourile să-mi facă edituri cum pierd. Înțelegeți? Deci multă lume aștepta să pierd, să mă sting. Ca idee. Dar uite că Dumnezeu câteodată nu doarme. Trebuie să mai ieși noroc. Și pot să spun că am avut noroc. Așa e în sportul ăsta. Trebuie să mai ieși noroc în viață. Oricum, jumate din România e cu mine și jumate nu e cu mine. Asta o știe cam toată lumea, nu? Vrem să vedem mașina. Da, fraților, m-a chemat Costea la Arad să-mi iau mașina. Chiar e un om de nota 10, el și familia lui, copiii lui, niște oameni de nota 10. Chiar nu mă așteptam să ține omul de promisiune. De asta vă și zic, e normal, fraților, ca și sportivii de performanță, unii dintre ei, că nu toți, să fie frustrați, să zică fel și fel de chestii. E normal. Când eu îmi iau din sponsor 10.000, un Ford Mustang, bursa, etc. Nu? Normal. Mă așteptam la chestia asta. Nereu ce a zis Deren, m-am împăcat cu el, ne-am văzut la hotel, am dat mâna, avea niște cucuie pe aici, am video să-l postez. Willy, te pup, Willy, te pup, frățiorul, frățiorul de la Canada, Willy. Ți-a dat mașina, da, fraților, mă duc și îmi iau mașina de la Arad. Cred că sunt singurul... A câștigat așa ceva. Bă, bune. O sumă așa de mare plus. Singur. Și chiar sunt fericit. Când apare Winu pe Sherlock, trebuie să apară, fraților. Iar Matu te vorbește de rău. E normal că ești el frustrat. Dar el s-a băgat cu capul acolo, în neveul meu. Eu n-am nicio vină și m-a supărat că eu trebuia să mă lase să-l încarc ca lumea, că el cred că a închis
El cred că a închis meciul de la neveul meu din care l-am dat în cap. Trebuia să mă lase să-l... Înțelegeți? Eu zic că Yamato a greșit la chestia asta. Da, am văzut provocarea lui. Dacă e, intrăm când vrea el. Și la sparing și în afara meciului și... Nu neapărat meci, fac și sparing cu el așa, pe live. Punem pe YouTube și ne batem dacă vrem. Parca te buc. Nu prea e net, frate, da, sunt turant aici care... E normal, fraților, e normal. Păi voi nu ați văzut că eu... Te-a provocat. Așa, da, bravo, unde e mașina? Trebuie să ajung la Arad să o iau. Vă rog ca nație să huiduiți un român la un meci ca să prind. Bă, eu nu sunt supărat pe... Că am urcat pe scări, așa eu, știi? Înțelegi? În toată situația asta. Când începi să urci, oamenii încep să devină frustrați, frate, pe tine și... Că mai vede câștigi un Ford Mustang 10.000 de euro, plus bursă, plus ești pe tot netul și alea. Netul și alea. Sincer, și eu aș fi. Și eu aș fi. Ce părere ai de meciul lui Pascu și Tolea? Pe ce să vă zic, frate, n-ați văzut acolo experiență de toate zilele. Dacă voi și acolo ați zis și alea, ce să mai zic de mine? Dacă și acolo ați zis că sunt și alea, nu mai zic nimic. Oricum, asta e o modă acum, în momentul ăsta, că faceți blat, că alea, e o modă să zici chestia asta când câștigă cineva. Putea să doarmă ăla din barbă, știi, zicea, a, nu... Na. Cum a fost meciul? Eu vă zic pe față, a dominat omul și Neveu ultima dată. A intrat la Robi Mun când i-am dat bucata aia și s-a dus în partea aia cu știi cum a fost. Și pe-n gardă i-am dat-o, lui Robi Mun. I-am dat bucat în gardă și s-a dus 2 metri în gol. Nu era la fel. Yamato, nu mai ziceți de Yamato, că nu mai ce să fac cu Yamato. Dacă e să-mi ofere Heroes de pe Conor McGregor, să-mi ofere Heroes match, mergem la match și i-ai dat Armageddon, unde e Mustang, o să merg să-l iau. Oricum sunt mulți care mă susțin, fraților, și vă mulțumesc din inimă. Pentru mine asta mă ține în viață. Am niște susținători înfocați și chiar vă mulțumesc. Felicitări frumos meci. Păi n-ați văzut și voi, fraților, diferență cum stau acum în teren, că și eu când m-am uitat la meci, dau pe retragere, dau pe contră, tot. N-ați văzut? Eu dă frustrez și pe unii profesioniști îi frustrez. Chestia asta. Spuneți-mi un profesionist din România care își mai ia un Ford Mustang, sume mari de bani pentru un meci câștigat. Vă rog frumos să-mi spuneți. Nu e normal să se oftice lumea și să zică fel și fel de chestii de mine acum. Vă întreb și eu așa ca fapt divers. Spuneți-mi și mie. 50.000 mașina. Vă rog să mă iertați, nu sunt arogant, dar... Asta e viața, dacă oamenii mă plac și vor să-mi ofere dacă ei să câștig, mi-a dat ambiție și alea, am avut și noroc, mulțumesc lui Dumnezeu, aia e, că s-a întâmplat așa, dacă pierdeam mă făcea praf. N-ați văzut că irlandezul era aplaudat și eu eram la intrarea în cușcă, eu eram hu 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 hu?
Păi ce să ziceți acum că am câștigat? Ăștia care nu mă suportă, că știu că acum meciul ăsta mi-a arătat câți dușmani am. În fine, hai când vine și mie vita aia să o mănânc. Vă mulțumesc la susținătorii mei din inimă și curat vă mulțumesc. Chiar sunt fericit. Și rămâne să ne mai auzim când ajung la Arad, când fac și un video cu Fordul ăla Mustang.